Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, a aprobat continuarea 11 proiecte din mai multe regiuni din România cu finanțare din partea Uniunii Europene de peste 500 de milioane de euro. Proiectele se înscriu într-o serie de domenii esențiale, și anume transport, prevenirea dezastrelor naturale, alimentarea cu apă și managementul integrat al deșeurilor. Prin deciziile adoptate am facilitat continuarea acestor proiecte începute în perioada 2007-2013, în actuala perioadă de programare. Sunt proiecte esențiale pentru dezvoltarea României și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, a precizat Corina Crețu, comisar european pentru politică regională. La capitolul managementul deșeurilor, proiectele vor continua în 6 județe, printre care și proiectul privind dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Suceava. Cele 6 proiecte de management al deșeurilor vor contribui la reducerea dimensiunilor depozitelor de deșeuri prin integrarea activităților de separare, colectare, transport, tratare, reciclare și eliminare. De asemenea, se are în vedere închiderea sau reabilitarea depozitelor neconforme cu standardele europene, se mai arată în comunicarea reprezentanței Comisiei Europene la București. Proiectul de management al deșeurilor din județul Suceava a fost și este în continuare intens criticat de ecologiști și nu numai, din cauza amplasamentului ales pentru groapa de gunoi din zona de munte, și anume punctul de belvedere din pasul Mestecăniș. Mai mult, din cauza nefinalizării proiectului la timp. Consiliul Județean Suceava risca să returneze peste 27 de milioane de lei contra valoarea obiectivului de la Pojorâta sau chiar a întregului proiect, care valorează aproximativ 64 de milioane de lei.